Să fim parte din această întâlnire anuală a bisericilor române din Germania. Domnul, pe toți să vă binecuvinteze. Am mai fost la dumneavoastră o dată într-una dintre bisericile din această Uniune și mă bucur să revăd prieteni mai vechi și să cunosc oameni noi. Mulțumesc fratelui Dan pentru invitație și tuturor celor care sunt în conducerea acestei Uniuni. Doresc Domnul să le binecuvinteze slujirea ceva nou și pentru mine, o temă care mă provoacă, mă pune pe gânduri. Maturizarea creștinului. Maturitatea creștinului poate fi definită în multe feluri. Găsim foarte puțin în Biblie cuvântul ăsta maturitate, e un cuvânt mai nou. Însă sunt alți termeni care pot să definească maturitatea unui creștin. Și eu în această seară mă opresc în mod special la unul dintre termenii care evaluează maturitatea orei creștin. Având în vedere că sunt mai multe predici pe aceeași temă, eu aș vrea să începem cu un test. Să vedem cam ce not avem. Dar de la ce plecăm? Mă am că atunci când eram la școală, cele mai grele zile din an erau când venea profesorul, intra în clasă și zicea, scoateți o foaie de hârtie. Lucrare de control. Test. Începea o rumoare prin sală. Domn, profesor, dar nu ne-am pregătit. Dar nu ne-a zis că examen. Dar nu se poate, dar trebuia să ne anunțați. Gata, zice. Examen. Cu toate că comentam, scoteam foaia de hârtie și eram evaluați pe loc. Să vadă profesorul cât știm că nu suntem anunțați. Mai că profesorul făcea un exercițiu... Și spunea: Vă dau o veste bună, lecția nu să trece în catalog, nota. E doar pentru voi. O, oh, ce bucurie pe noi, nu să trecea în catalog. Și după ce dădeam testul, profesorul ne punea să facem un exercițiu terapeutic, să ne corectăm singur lucrările. Cu alte cuvinte, zicea profesorul: Vreau să văd cât știți că nu vă anunță nimeni că examen. Și era atât de dureros să iei un pix roșu, să-ți dai tu ție singur un patru. În România patru e notă foarte mică, nu știu cum e la dumneavoastră. E, în seara asta Dumnezeu ne dă un test pe nepregătite. Și avem o veste bună, nu să trece în catalog. Slavă Domnului! Încă nu e ziua judecății, încă nu e ziua în care Dumnezeu ne va judeca... Dar Dumnezeu vrea să știi în 2023, la întâlnirea, la această conferință a bisericilor, să știi cam pe unde ești. Auziți testul, da? Fie că scoateți o foaie de hârtie, fie că nu, vă rog să fiți atenți. Da? Tragem un bilet, prima întrebare de pe bilet, în Luca 16 cu 10. Luca 16 cu 10. Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Întrebarea numărul 2 de pe bilet. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va da adevăratele bogății. Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, întrebarea numărul 3, cine vă va da ce este al vostru? Și concluzia, nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și -o va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va năsocoti pe celălalt. Și concluzia valabilă în secolul 21, nu puteți sluji lui Dumnezeu și banilor. Mai zicem amin la cuvântul ăsta. Amin. amin. Unul dintre acei indicatori de maturitate creștină este credincioșia. Dar nu găsim cuvântul maturizare în Biblie. Găsim cuvântul credincioșie. Și te întreabă Dumnezeu în seara asta. Cât ești de credincios în umblarea cu Dumnezeu. De aici pleacă studiul acesta de trei zile. Unde ești cu credincioșia? În primul rând, vreau să lămurim puțin termeni. În Biblie, cuvântul credincios înseamnă mai multe lucruri. Și limba română e un pic mai, mai înșelătoare aici. Că noi, când spunem credincios, spunem mai multe. De bună seamă. În Matei, în capitolul 14, zice Domnul Iisus Hristos lui Petru, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Ce înseamnă credincios aici? Om care nu are care are credință, necredincios, om care se îndoiește. În această seară n-am să vorbesc despre sensul acesta. Credincios, adică om care are credință. Nu aici vreau să ajung. În altă parte găsim în Anticori capitolul 7 o discuție foarte interesantă acolo. Apostolul Pavel vorbește familiilor din veacul întâi și spune dacă soțul credincios vrea să trăiască cu soția necredincioasă, dacă soția necredincioasă și invers, ce înseamnă credincios aici? Credincios înseamnă creștin. În vremea aceea erau familii mixte în biserică și Pavel spune dacă soțul creștin vrea să trăiască cu soția, sau invers, dacă soțul necreștin vrea să trăiască cu soția creștină, Domnul să-i binecuvinteze. Dacă nu, este liber să se despartă pentru credință. Asta spune Pavel. N-am să mă refer nici la sensul acesta al cuvântului credincios. Există în 1 Corinteni, capitolul 1 cu 9, un verset care spune, și nu-i singurul, credincios este Domnul. La asta vreau să mă refer în această seară. Credincios este Dumnezeu. Ce vrea să zică cuvântul acesta credincios în 1 Corinteni 1 cu 9? Oare vrea să zică Pavel că Dumnezeu are credință? Sensul întâi? Nu, frații mei, Dumnezeu nu are nevoie de credință. Dumnezeu e Dumnezeu, gloria Lui. Dumnezeu știe, Dumnezeu cunoaște, Dumnezeu este infinit, Dumnezeu n-are cum să aibă credință, pentru că El știe tot. Noi avem nevoie de credință. Oare când spune Pavel, credincios este Dumnezeu, vrea să zică că Dumnezeu e creștin? Doamne ferește! Doamne ferește! Am vrea noi să-l botezăm pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este creștin. Dumnezeu nu e nici penticostal, vă dezamăgesc un pic. Am vrea noi să fie Dumnezeu penticostal și să fie cum predicăm că baptiștii nu intră în rai. Dar ce bine că nu e așa, că dacă Dumnezeu era baptist, nu intram noi. Dacă Dumnezeu era maghiar, nu intrau românii. Dacă știu eu, cu rasismul ăsta, mulțumim lui Dumnezeu că nu are etichete. Măriți să-i fie numele. Dumnezeu nu este creștin. Nu este nici penticostal. El este Dumnezeu, mărire lui în veci. Când Biblia spune că Dumnezeu este credincios, Biblia spune că Dumnezeu este același, este consecvent, este neschimbat, este fără suișuri și coborâșuri, cum spune în Cartea Evreilor, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Definiția supremă a credincioșiei Lui. Și acum vă întreb, vrea Dumnezeu să semănăm cu El și la asta? Da, Frații mei, despre asta e vorba. Cât de consecvent ești pe calea credinței umblarea cu Dumnezeu. Mă uitam undeva în trecut la niște poze. Erau niște treziri deosebite în orașul Arad, în care am crescut. Fratele spunea că sunt Ardelean, e adevărat, de jumătate. Eu am dublă cetățenie, jumate-s moldovean, jumate ardelean, deși și cu frații moldoveni sunt tot frate genetic sunt jumătate-jumătate. Am crescut în Arad o mare parte din copilăria mea și au fost niște treziri spirituale în anii când eram adolescent. Mă uitam într-o zi pe Facebook cu mulți ani în urmă la o poză de când eram eu tânăr și pe scările unei biserici din Arad erau înșirați mulți tineri, cred că peste 100 de tineri, un botez extraordinar. Botezuri cu Duhul Sfânt peste 100 la număr, în anul 94, în anul 2000, niște reversări ale Duhului fără precedent în orașul Arad. Însă plângeam de unul singur în cameră. Mă uitam la poza aceea pe Facebook, la amintirile acelea frumoase și am încercat să număr câți dintre ei nu mai sunt în adunare. Frații mei, asta este problema Bisericii Moderne. Vine Duhul Sfânt, e entuziasm, e predare, îi botez cu Duhul Sfânt, îi botez în apă, sunt poze, e transformare, e entuziasm, sunt flori, sunt fotografii, și după ani de zile te uiți la el cum o aterizat. Nu mai slujește nu mai vorbește în alte limbi, nu mai vine la biserică, l-o prins alergarea după mamona, îi sătul de frați, îi dezamăgi de biserică, dezamăgi de Dumnezeu, îl vezi că aterizează, nu se mai roagă, nu mai are râvnă. Frații mei, vreau are Dumnezeu să fim plini de entuziasm la tinerețe, ca apoi să devenim niște creștini blazați? Categoric nu! Ceea ce caută Dumnezeu la tine și la mine, creștine, este consecvență în umblarea cu Dumnezeu. Și în Biblie asta se numește credincioșie. Noi, pentecostalii, suntem foarte entuziaști trezire spirituală, ne rugăm iarna de, 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 de sartavanele, stăruințe, trei ceasuri, vine vara, aterizăm, mergem la stranduri, pe la mare, avem de lucru, avem de pus în grădină, suntem foarte inconsecvenți în umblarea cu Dumnezeu. Și vremiar să vină un frate, o, o conferință, să, mai, să ne mai dea un pic de un booster spiritual, să mai mergem un pic. Frații mei, Dumnezeu caută în tine și în mine credincioșie în această zi. Dumnezeu onorează credincioșia, pentru că el este credincios, așteaptă ca și tu să fii credincios. Oare cât de importantă e credincioșia asta? Oare pierdem o seară cu un subiect marginal și neînsemnat, ce ziceți? Hai să vedem ce spune Biblia. Matei 23 cu 23. Ușor de memorat, Matei 23 cu 23. Noi venim de la stăruință, am avut trei zile de stăruință și nu prea avem glas. Dar ne rugăm ca Domnul să compenseze cu ungerea Lui că nu este voce. Zice așa, vai de voi căturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială de nismă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute, auziți, cele mai însemnate lucruri din lege. Care sale? Care sunt cele mai importante lucruri din Biblie? Auziți! Dreptatea, mila și credincioșia. Slăvit să fie Domnul! Dacă ne uităm la roada Duhului Sfânt din Galate în capitolul 5, găsim acolo printre cenușărese ultimele 30 credincioșia, înfrunarea poftelor. Am auzit foarte multe predici despre dragoste. O, oh, câtă predică, mai ales în epoca asta. Dumnezeu este dragoste, așa -i. Mai predicăm și despre bucurie. Mai ajungem și pe la pace. Dar la ultimele trei nu prea mai ajungem. Vreau să vă întreb, oare să fie un clasament în Galate în capitolul 5? Eu nu cred. Am fi tentat să spunem că da, din moment ce începe cu dragostea și cea mai importantă e dragostea, păi înseamnă că e un clasament, nu e un clasament. Știți ce mă face să cred că nu e un clasament? Faptul că roada Duhului la singular. Ați mai auzit asta. Biblia nu vorbește despre roadele Duhului, ci vorbește despre roada Duhului. Roada Duhului este una singură, și cine are dragostea, are și înfrânarea. Amin. Amin. Cine are bucuria, are și credincioșia. Cine are blândețea, are și pacea. Dumnezeu se așteaptă că atunci când vine Duhul Sfânt în viața mea, să rodesc toată roada Duhului. Amin. Amin. Văd mereu așa la tine, red, chestia asta cu dragostea. Îl iubesc pe Domnul, frate, să așa de plin de dragoste. Dar te întreb, drag tânăr, mai puțin tineri astăzi, lângă dragoste este și înfrânarea poftelor. Că dacă nu e înfrânarea poftelor, nu cred că există dragoste. Când păstoream în America, mai îmi spunea că un tânăr sau câte o fată, uite, am un prieten american. Zic, da, e Oh, he loves Jesus, îl iubește pe Isus. Bine, bine, știam poezia asta cu iubesc. Hai să văd și eu o poză cu ăsta care îl iubește pe Iisus. Când vedeam tatuajele alea și cercei în nas, mă, dar cum? Treaba asta cu îl iubesc pe Iisus e foarte, foarte relativă. Dacă îl iubești pe Iisus, ai în tine înfrânarea poftelor. Și dacă nu-i înfrânarea poftelor, eu mă gândesc că nu-i nici dragoste adevărată. Domnul să ne binecuvinteze! cuvinteze. Așadar, credincioșia este parte din unica și importanta roadă a Duhului. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea credincioșie. No, asta e de credincioșia. Unul dintre indicatorii maturității noastre creștine, pentru că, dragii mei, eu sunt unul care este îndurerat, să văd oameni botezați. La noi a fost o mică mișcare în ultimii trei ani, calendaristici, Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt peste 250 de frașuri de surori. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul acesta. Dar deja dintre ei avem divorțați, pierduți și am zis, Doamne, cum se poate botezat cu Duhul Sfânt acum 2 ani să ajungă înapoi în lume? Pentru că n-am înțeles că Dumnezeu măsoară constanța umblării cu El. Dumnezeu nu premiază începuturile spectaculoase. Le dăm la oameni flori la botez. Eu nu zic că e rău, dar n-am înțeles niciodată de ce le dăm flori. Ați văzut vreodată la concursul de atletism, când stau ăia acolo la linia de plecare, să vină cineva cu flori? Păi nu, că florile să dau la final. Noi le dăm flori la început și unii nu mai ajung la capăt. Frații mei, Dumnezeu vrea ca umblarea ta cu Hristos să se termine în veșnicie. Amen. Când aud predicile astea care parcă inoculează în mintea noastră un fel de descrescendo al vieții spirituale, frate, când eram eu tânăr, păi stai un pic, frate, nu înțeleg nimic. Eu așa știu că pe măsură ce îmbătrânești, trebuie să te apropii de Dumnezeu. Cum adică când erai tu tânăr? Păi când eram noi tineri, păi să vezi la stăruință și ce minun făcea Dumnezeu. Bun, și acum? Vreți, comunicăm ideea asta că la tinerețe îi entuziasm, îi zel, îi râvnă. Da, frate, o să streacă zic ăștia mai în vârstă. Când vedem câte un tânăr plin de râvnă, parcă vrem să-l ogoim, cum se zice la ardeal. Las că strece, frate. Eu sper să nu vă treacă. Domnul să vă binecuvinteze umblarea cu Dumnezeu înseamnă constanță, credincioșie, consecvență. Eu îmi doresc să cred că m-am apropiat de Domnul mai mult decât m-am botezat și vreau să-L cunosc tot mai mult până plec din lumea asta. O, Doamne, învață-ne credincioșia în această seară. Hai să vedem aici, avem trei capitole de testare a credincioșiei. Primul test al unei maturități spirituale. Auziți, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine nu este credincios în alea mici, Biblia spune că nu-i credincios nici în alea mari. În această seară, Duhul Sfânt răstoarnă logica umană. Noi predicăm exact pe dos frate, e important să fii pocăit așa în alea mari. Să nu prea curvești, să nu furi, să nu fii chiar un stricat. Biblia spune, nu, Duhul Sfânt îți analizează lucrurile mici. Adică în seara asta, după atâția ani de pocăință, te întreabă Dumnezeu cum stai cu detaliile pocăinței. Te-ai pocăit și în alea mici. Și culmea, zice Hristos, dacă în alea mici nu ești credincios, nu ești nici în alea mari. Foarte ciudat. Nu e așa că noi învățăm pe oameni că trebuie să se de alea mari și acum Domnul va lucra și în cele mici. Și zice Iisus, nu, eu ți iau temperatura în detaliile umblării cu Dumnezeu. Vreau să știu cât ești de credincios în lucrurile mărunte. Și cât ești de credincios în alea mici, aia ai nota finală. Atâta ești și în alea mari. Noi avem o logică foarte interesantă. Dacă mi-ar da Dumnezeu lucruri mai mari de făcut, aș fi mai credincios. Și Dumnezeu spune, nu e adevărat. Nu e adevărat. Cât ești de credincios acum cu astea mici, atât ai fi de credincios și dacă ți s-ar da lucruri mari de făcut. O, Doamne, învață-ne logica împărăției. Și acum te întreb, cât ești de credincios în detaliile pocăinței tale? Iar zic, Dumnezeu se uită la inimă, frate. Oare numai la inimă? Să fie adevărat? Oare Dumnezeu nu se uită și la ținută, și la vorbire, și la privire, și la telefon, și la buzunar, Frații mei, Dumnezeu vrea să fim pocăiți în toate detaliile. Astăzi Duhul Sfânt face un zoom, da? Ăștia cu fotografia dau zoom in, da? Intră cu rezoluția mai la adânc. Nu merge numai cu angro, m-a lăsat de fumașul de băutură. Nu, te întreabă Dumnezeu dacă El este Domnul și Stăpânul tuturor domeniilor vieții tale. Că atunci când te pocăiești, Duhul Sfânt nu intră numai acolo la suprafață. El intră și în pivniță, el intră cu acolo la telecomandă, și la telefon, și la calculator, și la laptop. Dumnezeu vrea să fie pocăiți și în cele mici. Amin? Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Cam cât suntem de pocăiți cu astea mici? Cam atâta suntem. Știu că sunt unii care pun problema așa, domne, în mare. Domnul să uită la inimă. Iertați-mă, nu vreau să alunec în panta legalistă, nu vă cunosc foarte bine, dar unii mai zic că Dumnezeu nu se uită la detaliile astea mărunte. Frate, Domnul se uită la inimă și mă întreb oare de la inimă și până la țoalele astea, așa mare distanță îi? Cum după 20 de ani de pocăință, sora e tot îmbrăcată ca în lume? Păi cum mă, inima aia nu a reușit să schimbe și garderoba? Frate, Dumnezeu nu se uită la astea. Asta e la pocăința aia așa în mare, angrosistă, superficială. La omul credincios, la omul care are frică de Dumnezeu. Dumnezeu schimbă și garderoba. Și eu sper că totuși în 20 de ani de pocăință, pocăința aia iesă 5 cm în afară, nu? Dar telefonul trebuie pocăit. Că sunt tineri care-s botezați, dar numai ei, telefonul nu-i botezat. Mai nou am zis că botezăm tinerii cu tot cu telefoane. Că ei se pocăiești și telefonul nu-i pocăit. Și te întreb, telefonul tău iaște sub domnia lui Hristos? Dacă Isus îți verifică Instagram-ul și Snapchat-ul, oare ar fi Hristos mândru de ce faci tu acolo? Frate, noi îl iubim pe Domnul Isus. Păi astăzi Duhul Sfânt merge la adânc și te întreabă bine, bine, dacă mă iubești, de ce postezi imagini indecente? Dacă Hristos e Domnul vieții tale, de ce relațiile tale, tinere, sunt, sunt un haos? O, oh, mă rog ca Duhul Sfânt să reglementeze toate detaliile vieții noastre cu Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu. Când intră, El reglementează toate lucrurile. Mă uitam la ceea ce înseamnă trezire spirituală. Noi avem definițiile noastre și, din păcate, suntem așa un pic, cumva, foarte determinați de cultura noastră penticostală. Pentru noi, trezire spirituală înseamnă gălăgie. Categoric, noi nu ne putem imagina o trezire spirituală fără gălăgie, vorbire limb, cântări, strigăte, entuziasm, emoție. Și, într-adevăr, trezirile spirituale întotdeauna sunt însoțite de entuziasm. Dar mă uitam la cea mai mare trezire spirituală din istorie, revărsarea Duhului Sfânt, pe care noi o sărbătorim poimâine în România. Cuvântul spune că într-adevăr a fost vorbire în alte limbi, cum ne place nouă la Pentecostal, Slăvi să fie Domnul. Au fost vuiet și vâjuit și flăcări de foc și vânt. Și aia strigau așa de tare că o crezut că Într-adevăr, a fost o trezire ca la Pentecostal. Tare ne mai place partea asta. O mai fost și convertiri, zice Biblia, mii de oameni s-au botezat într-o zi și într-adevăr prezența Duhului înseamnă mântuirea oamenilor. Mărit să fie numele Domnului. Dar zice acolo în fapte, capitolul 2, chiar la final, încă un detaliu pe care noi nu-l mai considerăm parte din trezire. Auziți ce spune cuvântul aici. Fapte, capitolul 2, cu și 46. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Amin. Biblia spune că trezire spirituală înseamnă și prezență la casa Domnului. Asta nu ne mai place. Semnul că Duhul Sfânt se coboară într-o adunare e că oamenii vin la adunare. Și frații mei, ăștia veneau în fiecare zi. E mult de trei ori pe săptămână? De patru ori? Știți cam care e nivelul credincioșiei? Eu nu mă pot verifica acum. Aș vrea să vin la voi miercurea sau joia la biserică, la fiecare. Știți că ăia-s biserica adevărată? Câți vin joi? Cam mai ai biserică. În România e înfiorător. Uneori nici măcar 10% din membrii nu vin joia la biserică. Așa, duminica dimineața, vezi? Pocăința asta în mare, cât să nu mor. Dar nu ne mai pasionează stăruințele. Frate, atâta rugăciune, stăruință, 10 zile la rând. Dar cum? Dar nu putem, frate. Cum nu putem? Uite că alți ori putut. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu vrea să te verifice în lucrurile mici. Cum stai cu prezența la biserică? Cum stai cu ținuta? Cum stai cu relația cu soțul, cu copiii? Cu vorbirea? Cu bârfa? Cu supunerea? Dumnezeu să ne binecuvinteze. Lucrurile mici. Mă uitam în Matei 25 și mă surprind de acolo un aspect. La judecata viitoare mi se spune că diferența între sfinți și păcătoși, între cei de la stânga și cei de la dreapta, nu va fi dată de conștiența faptului că l-au slujit pe Hristos. Pe mine asta mă surprinde puțin. Nici cei de la stânga, nici cei de la dreapta n-au știut că slujesc lui Isus. Și ei zic, Doamne, dar când te-am văzut noi gol și am fost pe la tine și te-am îmbrăcat? Ăștia din stânga zic, Doamne, când te-am văzut noi pe tine flămând și nu ți-am dat să mănânci, că dacă am fi știut că ești tu, ți-am fi dat să mănânci, te-am fi îmbrăcat. Știți care este diferența dintre sfinți și păcătoși? E o diferență foarte fină. Pentru că astăzi Duhul Sfânt vorbește despre lucruri fine. Zice cuvântul acolo, ori de câte ori ați făcut, sau n-ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați, frații mei, mie mi le-ați făcut. Adică, diferența dintre sfinți și păcătoși, dintre cei care vor intra în rai și cei care vor merge în iad, va fi sensibilitatea asta pentru oamenii mici. Și te întreb, tu mai vezi slujbele mici? Tu mai vezi. Oamenii mici, tu mai vezi lucrurile mici. De foarte multe ori ne sunt, ne sunt cuprinși ochii spirituali de o dioptrie lumească. Ni se lipesc ochii de slujbe mari, de lucruri mari și bombastice, de oameni mari și zice fratele, fratele nostru Iacov frații mei, nu-i bine așa. Când vine unul sărac la voi la biserică, unul din ăsta mic, îl puneți în spate pe ultimul rând când vine unul bogat, îmbrăcat mai bine, cu o mașină mai scumpă, îl puneți pe primul rând. Pentru că și în biserică uneori avem dioptrii lumești, ne plac oamenii mari, cu școli, cu bani, care vorbesc bine și ăștia vin în față, zice Iacob, poate chiar în comitet. Și spune domnul, frații mei, nu-i bine așa. Mai văd eu pe cei mai neînsemnați, frații mei? Sunt eu dispus să slujesc în lucruri mici? Sunt eu dispus să slujesc slujbe neînsemnate în biserică? Sfinții au o sensibilitate pentru lucrurile mici, pentru oamenii mici, pentru slujbele mici. Iar ăștia lumești îți numai după lucruri mari. Și asta Duhul Sfânt îți spune cât ești de credincios în lucrurile mici atâta ești de credincios. Dumnezeu să ne binecuvintează. Deci e simplu, primul test. Cât ești de credincios în lucrurile mici, atâta ești. Cât ești de credincios în detaliile credincioșiei tale, în detaliile umblării cu Dumnezeu, atâta ești de credincios. La primul punct vă dați dumneavoastră nota. La al doilea e un pic mai complicat. Sper să puteți înghiți dacă nu o luați cu apă un pic. Toate predicile sunt bune până aici. Când intrăm aici, deja la unile sare țandăra. Dar am să predic ce scrie. Zice cuvântul așa. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte. Oare care să alea? Știți, noi oamenii, mai ales noi evanghelici, avem un dar special de a tălmăci. Eu am auzit foarte multe predici în care se tălmăcește mai mult decât e cazul. Sincer, eu cred că ce predicăm noi uneori, nici Dumnezeu n-a vrut să zică. Asta e părerea mea. Și ce înseamnă să răstălmăcești? Adică atât o tălmăcești până o răs, o răstorn cu roțile în sus. Și am auzit predici cu cine s bănuții, cine unde lemnul, cine e cine. Adică scoatem din Biblie ce nu vrut nici Dumnezeu să zică, oameni Dar îi mulțumesc Domnului că aici, unde scrie Bogățiile nedrepte, ca să nu intrăm noi în speculații, în fel și fel de fabulații, spiritualizare ieftină, Domnul prin Duhul Sfânt ne dă lămurire. Zice așa. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, și acolo e cifra 1, și Duhul Sfânt ne tra traduce, și jos scrie, adică în grecește Mamona. E clar? Cine e Mamona? Adică, frații mei, pe românește banii. Dacă sunt moldoveni de a mei, paralele. Cât ești de credincios în bogățiile nedrepte. Adică în lucrurile materiale. Concret, euro. Zice, cine vă va încredința ce? Adevăratele bogății. Acum vă întreb, care sunt alea adevărate? Aici toți suntem de acord, nu cădem în patima răstălmăcirii, frate, adevăratele bucățiți cele spirituale, zicem toți. Dar vă întreb, după care alergăm mai mult? Da? Frate, adevăratele bogățiți, darurile Duhului Sfânt, bogățiile cerului. Dar nu e așa că alergăm mai mult după primele? Și acum lecția numărul 2. Cât ești de credincios în lucrurile materiale, atâta ești de credincios și în cele spirituale. Și iară zic, Doamne, dar parcă eu știam altfel. Eu știam că Dumnezeu e preocupat de lucrurile spirituale. Acum dacă mai intră Duhul Sfânt și pe la pormoneu asta după 20 de ani, unii zgârciți și ești de mici. Și nu-l punem deoparte, că până la mă, frate, acum da. Nu ne băgăm noi aici, dar uite că Duhul Sfânt aici se bagă, frații mei, și face Duhul Sfânt o răsturnare de logică. Cât ești de pocăit în portofel? Asta zice textul. Atât ești de pocăit și în alea spirituale. Extraordinar. Extraordinar. Pă noi ne preocupă postul, rugăciunea, stăruința, darurile Duhului. Acum dărniția, de fiecare cu nu știu cum e la dumneavoastră, la noi să știți că procentul de oameni care dau partea Domnului este extrem de mic. Avem o pocăință care nu a intrat în buzunare, frații mei. Și astăzi Duhul Sfânt acolo intră în buzunare. Cât ești de credincios în ce privește banii, atâta ești de credincios cu valorile spirituale. Și punct. Vreau să fac un anunț de la început. Și martorii fratele Dan, noi n-am venit după bani ca să nu aveți suspiciuni. Da, nu construim biserică la deși, nu avem orfelinate, nu vând cărți, nu vând CD-uri, Domnul să vă binecuvinteze, să nu aveți suspiciuni. Într-un fel îmi pare rău că ați făcut colecta înainte de predică, dar să primesc crestanțe și la urmă. Cât ești de credincios în ce privește dărnicia? Asta spune Biblia, oameni buni. Credincioșia mea se testează în felul în care gestionez finanțele mele. Zice cuvântul aici: dacă n-ai fost credincios în ce privește banii, cine îți dă ție adevăratele bogății? Eu nici nu pot să cred că Dumnezeu ar da dar de prorocie unui zgârcit. Nu cred. Eu nu cred prorocul acela. N-are cum, e nebiblic. Un Dumnezeu sfânt nu dă aur ceresc în mâna unui om care habar n-are să gestioneze aur pământesc. Este clar. Nici nu se pune problema de prorocie, de vindecarea bolnavilor, de adevăratele bogății. Dumnezeu nu ți le poate da. Pentru că n-ai dovedit că ești în stare să gestionezi mărunțișul pământului acestuia. Și dacă cu euro ăsta care într-o zi arde, nu ești în stare să fii credincios, Dumnezeu nu te va face proroc. Și nici păstor. O, Doamne, cercetează-ne Uite că pocăința merge un pic mai departe, pe la lucrurile mici, pe la ținută, pe la garderobă, pe la pivniță, pe la telefon. Și uite că intră și în pormoneu, fraților. Cât suntem de credincioși cu dărnicia. Eu am păstorit o biserică, mie îmi pare rău că spăne, dar asta este. Tot timpul am riscat și am plătit. Risc și de această dată o biserică în diaspora, ca și dumneavoastră, biserică mai bogată puțin, chiar cu milionari. Nu e ușor să păstorești milionari, a fost destul de greu. Aveam două categorii de oameni în biserică, pe lângă cei de mijloc, erau două extreme, să zic așa. Erau unii care erau foarte bogați. Oamenii ăștia erau în stare să dea oricât pentru Dumnezeu. Am primit cecuri de 10.000 odată. 8.000. Ăștia când vedeau, frate, ce trebuie făcut? Frate, nu vorbe! fapte, erau gata să dea oricât. Renovare, Oltenia, Nepal, domne niște colecte că rămâneai mut. În Europa nu cred că sunt atât de mari colectele. Oameni cu bani. Dar pe ăștia nu-i vedeai niciodată, literalmente, niciodată marța la rugăciune. No, asta nu, no, ăsta e bai. Aia nu-i pocăință. Era un stare ăștia să te plătească pe tine la oră, să te rogi pentru ei și te plăteau bine dar nu erau ei cu astea spirituale ei erau cu banii cu... Ei, ăștia că ăștia am avut o altă categorie ăștia erau mai periculoși ăștia nu li au niciodată marța ăștia străgau cel mai tare la rugăciune nu mai gătau de prorocit erau cei mai spirituali gălăgioși dar nu-i vedeai un dolar de la ei mă niște zgârciți iar nu-i bine fraților nu-i bine eu nu cred în spiritualitatea unui om care nu-i credincios în lucrurile mici, astea pământești, în ce privește banii. Biblia detaliază la punctul 2. Doamne, binecuvintează-ne Tu. Amin. Mă știu că întrebarea voastră e bine, bine, ce vrei să zici, frate? Uite că vă zic acum, puneți-vă centurile că vă zic. Adică, frate, vrei să zici că trebuie să dăm zeciuiala? Eu habar n-am ce practici aveți dumneavoastră. Vorbesc liber că n-am întrebat nimic Frate, dar Dan. Aici l-am întâlnit în hol. Eu când aud întrebarea asta, când aud frate, zeciuiala, eu parcă aud zgârciuiala. Pe păi, frații mei, zeciuiala e pentru evrei, pentru jidani, vorba românului. Ăștia ce cei mai zgârcit popor din lume. Pentru ei era zeciuiala, pentru noi îi de acolo în sus. Nici nu se pune problema să dai mai puțin de 10%. Asta a fost în lege. Și Isus zice, ați auzit că s-a zis în vechime, dar eu și îl întotdeauna ridică șta, ștafet. Ștachet. Adică, frații mei, nu se pune problema să coborâm sub lege. Asta e culmea culmilor. Botezat cu Duhul Sfânt, plin de putere și tu ești sub nivelul lui Moise. Nu se poate. Înseamnă că Duhul Sfânt nu a făcut schimbarea totală. Când aud zeciuală, parcă aud târguială. Eu sunt convins că neprihănirea noastră, zicea Hristos, trebuie să întreacă, să depășească neprihănirea cărturarilor și a fariseilor. Adică așa, la minimul minimului, 10%, dar să dăm cu o motivație mai bună ca a fariseilor. Asta e minimul. Știți pentru cine e zeciuiala? Pentru creștinul începător și pentru ăla care nu știe matematică. Dacă n-ai făcut școală, Băi, frate, mare, cum e cu zeciul asta? Spun eu, cât câștigi? 2000 de euro? Tai un zero. 200 de sa Domnului. Și ca să știi, de acolo trebuie să mergi în sus. Domnul să te binecuvinteze. Cât ești de credincios în pormoneu, atâta ești de credincios, zice Domnul. Domnul să vă binecuvinteze. Nu mai respire nimeni. Nu știu cum stați cu dărnicia. Dar eu zic, Domnul, să ne învețe... Pocăința asta care intră acolo unde doare. Chiar dacă risc să fiu criticat de dumneavoastră... Cred că sunt domenii și momente în care pot să te dau exemplu. Cum spunea și Pavel, călcați pe urmele mele. Nu sunt un om foarte pocăit, dar aici îți mai pocăit un pic. Am dragostea asta de a dărui pentru Dumnezeu. Când eram tânăr în pocăință... Am simțit în duhul meu, fără să mă oblige cineva... Că 10% e prea puțin. O fost lucrarea Duhului Sfânt în viața mea când eram fecior. Mi-era rușine că vin la biserică cu 10%. În vremea aceea eu câștigam 100 de euro pe lună. A fost cel mai mare salar al meu până să merg în America. N-am avut niciodată un salar mai mare de 100 de euro. Și am simțit că mi-e rușine cu partea Domnului. Cum? Numai 50 de lei. Și încă de atunci. Acum 15 ani aproximativ am dublat partea asta. Și eu practic de multă vreme o a cincea parte din tot ce îmi dă Dumnezeu. Și arăt zic, puteți să ziceți că îmi pierd răsplata. Și dacă o pierd, măcar să fie spre binele dumneavoastră. Eu nu cred că o pierd. Frații mei, așa a făcut Dumnezeu o lucrare, că am ajuns să dau și cu drag, dau cu drag 20% din tot ce îmi dă Dumnezeu și Dumnezeu cuvintează. Dar vă mai zic ceva, Dumnezeu m-a încercat cu puțin. Eu am început să dau 20% dintr-o sută de euro. Păi cu ce trăiești, frate? Cu restul. Uite că am trăit și n-am murit și arăt la fel de bine ca dumneavoastră. Am ajuns în America, Dumnezeu te încearcă cu puțin. Dacă ești credincios cu puțin, Dumnezeu îți dă mult. Dintr-o dată în America am ajuns la 5.000. Și îmi zicea nevasta, băi, dar cum? Cum? În fiecare lună câte o mie de dolari? Păi nu e cam mult. Păi zic, dragă, ia să o cotește și tu. Cât îi cinci mii împărță la cinci? Vrei să ne rugăm să ne dea Domnul mai puțin? A, nu, nu, zice, dăm, dăm. Dar așa parcă te durea inima. Din mult să se pare greu să dai. Dar Dumnezeu e înțelept, frații mei. Dumnezeu nu are cotizații ca și cultele. Dumnezeu are procent. Că Dumnezeu e înțelept. 10% dintr-o sută de euro e egal 10% din 10.000 de euro. Domnul să ne binecuvinteze. Și, dragul meu, nu aștepta să te binecuvinteze Dumnezeu cu mult dacă n-ai învățat principiul de azi să fii credincios cu puțin. O, Doamne, învață-ne credincioșia în ce privește dărnicia. Și zic din nou, la final, frați încă primesc restanță. Dacă Duhul Sfânt s-a vorbit, Fă bine și pune-te în îndoială cu Dumnezeu. Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Credincioșia în lucrurile materiale definește maturitatea mea spirituală. Și în Noul Testament Dumnezeu pune problema și mai, aș zice eu, și mai complex. Fiecare să dea după cât a hotărât în inima lui. Să știți că asta e cu dus și întors. Unii folosesc versetul ăsta pe, ca un fel de acoperire pentru zgârcenie. Păi, vezi, frate, dau cât vreau. Important e să dau din inimă, așa-i. Da? Și vine colecta prin fața ta și tu strângi acolo aia, 5 euro, de iese zama din ei. Și mulți frați, când vine colecta, strâng așa banii și zic ei să nu știe stânga ce face dreapta. De fapt, lor li rușine la stânga decât pune dreapta. Și îl, îl strâng de ei să zi, că rușine, că văd frații, că pun foarte puțin. Cine pune mult, are motiv să strângă. Și tu pui 5 euro. Și așa -i. Fra, Doamne, din toată inima. Dar vine întrebarea cu revers. Noul Testament e complicat, mai complicat ca vechiul. Și te întreabă Duhul Sfânt, adică tu iubești de 5 euro? Deci e complicat. Fiecare dă cât iubește. Dar vine Duhul Sfânt și te cum adică mă iubești de 5 euro? Eu te-am binecuvântat cu 3000 și tu iubești de 50 de euro? Vezi? Dumnezeu e foarte înțelept. Dă cât vrei, dar în felul ăsta îți verifică temperatura inimii. Și asta spune Biblia. Cât dai, reflectă dragostea ta pentru Dumnezeu și credincioșia ta față de Dumnezeu. Dumnezeu să ne învețe acest adevăr dureros. Și exersează. Să știți că dărnicia este un act de voință, exact ca un exercițiu sportiv. Te doare, nu poți, nu vrei, să știți că la început nu se dă cu, cu toată inima, dar pe parcurs începi să dai și înveți să dai din toată inima. Dumnezeu să ne învețe să ne îndelăticim cu dărnicia. E, ultimul punct și ultimul gând, pentru că nu vreau să prelungim foarte mult, nici ăsta nu e ușor, credincioșie în ce privește lucrurile mici. Asta e maturitatea când se reglează, când se aliniază la voia lui Dumnezeu toate detaliile vieții mele. Credincioșie, da? Acum, puțin mai punctualizat, în ce privește lucrurile materiale, asta definește maturitatea spirituală a unui om. Și acum, ascultați. Deci, dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Și asta e complicată. Vreau să vă întreb, dumneavoastră care aveți șantiere, îi vreo diferență între lucrul tău și lucrul altuia? E foarte mare, nu? Când lucrez în lucru altuia, mă duc la șantier și salahor, nu știu cum să zice în nemțești. Nu mă prea interesează, nu am responsabilitate și nu am nicio autoritate. Lucrez la fratele cutare. El răspunde, el are autoritate, el știe cu clientul, eu dau la mână. Și știți ce înseamnă salahor? la hor. Mai țin mătura, mai mă ține ea pe mine, mai dorm în robă, plătit la zi. Adică nu-s curios, domnule, lucrul lui nu-i lucrul meu. Eu lucrez pentru el. Dacă când e lucrul tău, e diferit? Ca sfor alergi. Ca păsforă, că e lucrul tău, vrei să-ți iei banul cât mai repede la lucrare și ai responsabilitate. Vine neamțul și neamțul e pretențios. Trebuie să iasă ca la șpargă, nu? Diferența într-un cuvânt este de autoritate și de responsabilitate. Și zice Hristos, dacă tu nu ești credincios când lucrezi în lucru altuia, adică cu puțină autoritate, cum vei fi tu credincios în ce este al tău, adică atunci când ți se va da multă autoritate. Deci principiul numărul 3. Cine este credincios cu puțină autoritate, va fi credincios și cu multă autoritate. Și cine nu-i credincios cu puțină autoritate, nu va fi credincios nici cu multă autoritate. O, Doamne, învață-ne și acest adevăr. Sunt mulți oameni care slujesc pe Domnul doar dacă li se dă întâietate. Testul cel mai greu al unui slujitor slujirea sub autoritate. În lucru altuia. Ați întâlnit frați care au fost plini de râvnă pentru Domnul atâta vreme cât au fost în comitet? Nu l-au mai ales? Nu l mai vezi. Mi-a spus în față, dacă nu mă mai pui la predică, nu mai dau bani la colectă. Zic, frate, constat că-ți cam plătești predicile. Nu mai da, frate. Da, sunt oameni credincioși doar dacă sunt number one. Nu mai ales el, s-a evaporat și dedicarea, nu mai vezi joi, duminică, mai vine în pragul alegerilor. Dumnezeu să ne dezvețe de obiceiurile astea lumești și politice. Dragul meu, nivelul tău de maturitate se vede acolo. Cât de bine slujești când nu-i lucru tău. Când ai puțină autoritate, și slavă Domnului că el nu dă niciodată la nimeni multă autoritate. Exact ca și cu banii ai mulți, cu bogățiile cerului. Pe cum să ți dea Dumnezeu autoritate de păstor când tu n-ai dovedit că credincioșie ca lider de tineret? Cum să-ți dea Dumnezeu nu știu ce autoritate vrei tu în comitet când n-ai fost credincios ca ușier sau ca învățător de școală duminicală? Dumnezeu dă autoritatea cât e puțin. Clasa 1, clasa 2, clasa 3 și când ești credincios cu puțină autoritate, Dumnezeu îți dă multă autoritate. Dacă te-ar pune Dumnezeu direct în vârful scării și ți ar da autoritate, mult ai nenoroci biserica lui Hristos. Ai face o praf pentru că tu nu știi să lucrezi cu puțină autoritate. Nu cunosc structura bisericii, nu cunosc rânduielile, dar să știți, dragi lucrători, că e nevoie de credincioșie sub autoritate. Bisericile române sunt bântuite de duhuri de dezbinare și de ceartă. Pentru că n-am înțeles principiul acesta al autorității, al ierarhiei. O intrat duh ăsta al lumii, al contestării oricărei forme de autoritate. Blestemăm președinții, înjurăm pe mari deputați, vorbim prin ziare ca despre niște birjari. Și în biserică ia același duh. Cine mă învață? Mă el, păstorul? Dar cine el? O intrat așa un duh de contestare, de dispreț. Nu vreau să vă zic ce cuvinte mi-au auzit urechile în slujba mea de păstor. Pentru că noi confundăm Biblia cu democrația, dar, dragii mei, împărăția lui Dumnezeu nu se conformează legilor Germaniei. Împărăția lui Dumnezeu nu se conformează democrației de astăzi. Împărăția lui Dumnezeu este bazată pe principiul autorității. Ce frumos zicea un păgân. Mă gândeam unor doamne, dacă ar ști membrii mei, ai noștri, aia botezați cu Duhul Sfânt, măcar că o înțeles păgânul ăsta. Asta era păgân, frate, și era mai pocăit ca mulți dintre noi. O zis, și eu sunt om sub stăpânire. Și am sub mine ostaș. Asta știa, asta știa principiul cărămizii din zid. Am cărămidă sub și am cărămidă deasupra. Și în armată e mai clar că am biserică principiul ăsta. A, la biserică e democrație, frate. nu e democrație. N-a fost și nu va fi niciodată biserica întemeiată pe principii democratice. Dumnezeu a așezat în biserică autoritate. Frate, cine ești tu să-i spui la soția mea cum să se îmbrace? Cine sunt eu? Cel pe care l-a pus Dumnezeu. La tine acasă comanzi tu. La biserică, păstorul îi spune soției tale cum trebuie să se îmbrace. Vreau să vă întreb ceva legat de autoritate. Dacă de bună oară, da? O polițistă de 50 de kilograme, cât să aibă o polițistă la 20 de ani, da? O fătucă slabă de 50 de kilograme să duce în fața unui tir de 50 de tone, îmbrăcat în uniformă și întinde de mâna să oprește tirul. Păi de ce? Că dacă ar fi vorba de un conflict... De, de, forțe. Păi o spulberă, 50 de tone versus 50 de kilograme. Dar care e diferența? Uniforma. Nume câtă vreme poartă uniforma, 50 de tone se opresc în față la 50 de kilograme. Care uniforma? Așa e și în biserică. Dar frate, dar are slăbiciun. Da, dar poartă uniforma. Dar nu predică grozav, frate. Da, dar are ungerea, e păstor. Păi frate, familia lui, e adevărat, dar e unsul Domnului. Înțelegi tu, frate și soră, principiul autorității lui Dumnezeu? Și credeți-mă, cine îndrăznește să calce uniforma în picioare, bazat pe forță, da? Sunt mai spiritual, o, poate că ești, dar nu te-o ales Domnul și nici biserica. Cine calcă autoritatea lui Dumnezeu în picioare, nu se poate să nu plătească. Șoferul de tir face pușcărie dacă calcă în picioare o poliție să de 50 de kilograme. 100%. Să știți că și Dumnezeu amendează. Și cum amendează Dumnezeu, nu amendează nimeni. Îmi doresc din toată inima biserica modernă să învețe principiul acesta al credincioșiei cu puțină autoritate. Respectați-vă liderii în primul rând pentru uniforma dată de Dumnezeu. Toți liderii au probleme, toți liderii au slăbiciuni. Nu vă uitați numai la asta, uitați uite ce o să -ți gata, dispreț, nu. O zis, o greșit, dar este unsul lui Dumnezeu și trebuie respectat principiul autorității. Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să ne binecuvinteze. Credincioși cu puțină autoritate, credincioși în lucrul altuia. Și cine știe să slujească în supunere, va fi un slujitor adevărat. Și cine nu știe, nu va fi niciodată un slujitor. Avem mulți slujitori în mediul pentecostal care s-au format în haiducie. Au rupt biserici prin Europa, prin Italia, prin Germania, prin Anglia, îi, îi prăpăd, frații mei, îi prăpăd pentru că nu știm să respectăm principiul de bază al lui Dumnezeu. Fii credincios cu puțină autoritate, fii credincios sub autoritate. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să mustre Duhul de dezbinare. Sunteți o. Uniune mai mică, înțeleg, în formare. E atât de subre de structură atunci când se ridică oamenii încăpățânați și răzvrătiți. De aceea mă rog ca Dumnezeu să îndepărteze de voi orice duc de răzvrătire. Amin. Dumnezeu să dea la o parte orice duc de dezbinare. Și în Biserica Domnului să fie unitate și respect pentru autoritate. Închei predica mea. Trei principii simple. Cine este credincios cu puțină. În, în lucrurile mici, este credincios și în lucrurile mari. 2. Cine este credincios în lucrurile materiale, este credincios și în cele spirituale. Cine este credincios cu puțină autoritate, adică în lucru altuia, este credincios și cu multă autoritate. Și închei cu două versete. Zice cuvântul așa. 1 Corinteni 4 cu 2. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit cum? Credincios. În lucrul încredințat lui. Și zic, amin. Vreau să vă întreb ceva. Știți ce înseamnă ispravnic? Sunt convins că ăștia tine nu știu. Copiii n-au. Cum că nici eu nu prea știu? Poate cineva mai în vârstă să spună un sinonim pentru cuvântul ispravnic, unul modern? Ce e ispravnic? Administrator. Administrator, domnul să mă binecuvintează. Da? Deci, în termeni moderni, încolo ce se cere de la administratori este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul în credința lui. Deci, noi toți suntem doar niște administratori. Înțelegi tu principiul lui Dumnezeu? Ți-a dat în administrare valori. Vreau să pun o întrebare. La bisericile dumneavoastră, administratorii au în posesiunea lor microfoane și scaune? Câte scaune sunt ale administratorului la biserică? Niciunul, nu? Păi scaunele sunt ale bisericii. El administrează valoarea unei instituții. Într-o firmă, administratorul nu are niciun leu. El administrează averea patronului, a investitorului. Și Biblia spune că tu și eu suntem niște administratori ai valorilor lui Dumnezeu. Ce frumoasă imagine! Dragul meu, știi că darul de predicare nu e al tău? Într-o zi mă pot trezi fără glas și Dumnezeu mi-a pentru totdeauna darul predicării. Eu nu am darul predicării. Dumnezeu mă folosește cu darul predicării în prezent. Am primit în administrare darul predicării, nu e al meu. Trebuie să mă port ca unul care a primit un dar în administrare. Frate și soră care prorocești, nu te mai purta ca și cum ai fi un fel de moise coborât printre noi. Nu ești cu nimic mai bun, zice Pavel, nu te lăuda ca și cum tu ai avea. Dumnezeu te folosește. Darul prorociei îi dat în administrare, nu e al tău. Poartă-te cu smerenie, că Dumnezeu ți-a dat un dar extraordinar. Banii, iarăși vin aici. Păi nu numai 10%, toți banii pe care i-am primit îmi sunt dați în administrare. Și Biblia spune că voi fi judecat nu doar pentru 10%, voi fi judecat și pentru risipă. Adică Dumnezeu vrea să vadă că știu să administrez corect banii. Sunt doar un administrator ale celei sume care intră în casă. Nu te purta, frate, că o duci bine, ca și cum ai fi mai deștept. Dumnezeu o ales să te binecuvinteze, ești doar administrator. Copiii, culmea, nu sunt ai noștri, fraților. Copiii ne sunt dați în administrare 20 de ani și după 20 de ani zboară. Poartă-te ca unul care a primit în încredințare 5 sau 10 copii. Ești doar un administrator. Și zice Scriptura, de la un ministrator se cere un singur lucru, să fie găsit credincios. Și închei cu Apocalips 2 cu 10, fii credincios până la moarte și îți voi da cu una vieții. Amin.